Bună dimineața și bine ați venit la un nou vlog. Cred că o să aud muzica fondată de la Ilse. Noi ne-am trezit și am fost-o pe mine și mă pregăteam să-mi fac micul dejun. Și m-am gândit să vă arăt și vouă ce mănânc eu într-o zi cu deficit caloric, pentru că am început să-mi calculez caloriile. Da, am început să-mi calculez caloriile pentru că aș vrea să dau câteva kilograme jos. A rămas cu câteva kilograme, nu se văd cine știe ce sau ceva, dar le simt eu și aș vrea să scap de ele și așa că am început să-mi calculez caloriile și na, trebuie să, pentru cine e curios sau curioasă mai exact, probabil fetele sunt mai curioase, trebuie să-ți calculezi tot ce mănânci într-o zi și câte calorii și să mănânci cumva. Bine, îți calculează aplicația în funcție de înălțime, greutate, activitatea pe care o faci în fiecare zi. Și faptul că, na, eu alăptez și calculat la toate chestiile astea, eu trebuie să mănânc în jur de 1500 de calorii ca să slăbesc așa într-un ritm ok, nu foarte repede. Așa că o să vă arăt și eu, vă folosesc aplicația MyFitnessPal. Da, Robert m-a învățat că el de mult folosește aplicația asta și mereu își calculează că altfel sunt grași foarte repede. Și el a reușit să slăbească foarte mult cu aplicația asta, un deficit caloric, fără înfometat sau alte prostii. Trebuie să mănânci foarte bine chiar, mai ales eu care alăptez, trebuie să mănânc, trebuie să mă... Da, așa că dimineața asta o să am un terci și o să mă apuc să fac. Da, mi-am pus ovăz, 50 de grame, proteină cu aromă de vanilie, 30 de grame, banană și afini și am undeva la 400 de calorii. De obicei asta mănânc la micul dejun. Azi mâncăm în doi. Da? El se mofturoasă uneori și nu vrea să stea nicăieri. Și trebuie să o țin cu mine. Mâncăm împreună. Ce-ți vrea, soare? E o zi foarte faină astăzi. Și probabil că o să stăm puțin afară. Când vine Robert să ne pun umbrela pentru că am dat-o jos, că am găsit-o într-o zi la vecinii de jos. Sunt aici vijelii, eu o luat-o. Mini și nuri normal, nu mă afară vor. El s-a început să stea în funduleț, așa sprijinită și acum nu mai, deci nu mai vrea să stea deloc pe spate. Când o pun, începe să plângă, parcă o pun pe aci. Da? Opa. Trebuie să îi caut o fel de, nu știu cum să o mai păcălesc, mai stea și întinsă. Iar vrea numai în fund, dacă s-ar putea. Ce față de nevinovat are? Iubirea mea.
Ilseu a dormit la primul somn și așa că am și eu puțin timp pentru mine să beau o cafea. Și mai fac ce mai am eu treabă, mai mă uit la ceva, e timpul meu. Acum e mult mai ok pentru că deja are cumva, adică știu că dacă doarme, doarme. O oră, două, nu prea. Dar poate doarme jumătate de oră, o oră, 40 minute. Ceea ce mi-mi dă timp pentru mine. Înainte, nu știam, doar 5 minute, 10 minute. Era foarte haotic, dar acum deja încep să aibă un program și mult mai bine și mai ușor. S-a trezit el, s-a dormit 40 de minute. Și când se trezește trebuie să o țin așa un pic la iubit, că e un pic morfturoasă. Cine acolo? Tu? Și cu mama? Nu mânca, da, este ora 1. Fundale Ilse care se joacă acolo în joculeții. Este ora 1 și mă apuc să fac prânzul. La 2 vine Robert și trebuie să mâncăm și după care trebuie să plecăm pentru că la 3 eu trebuie să trec un sfert. Am o programare la doctor. Și mă apuc să fac meniul de amiază. Desigur că trebuie să fac separat pentru mine și pentru Robert, că el are alte cantități, eu alte cantități și o să gătesc separat, dar același meniu. Ca gustare o să am 3 nectarine de sezon. Asta ca să nu băgăm dulciuri.
Aici am cartofii pentru mine, cartofii pentru Robert și piept de pui pentru amândoi. Pieptul de pui îl fac cu în tigaie cu un puf de ulei dintre ăsta de măslin, îl găsiți în Lidl, din Lidl-ul lor. Așa, și după ce e gata, adaug puțin sos de ăsta. Worcester. Habar n-am exact ce lui Robert, așa face rețeta lui și mă conformez. Asta e masa de prânz pentru noi, piept de pui cu cartofi fierți și cu ardei copți. Și pentru Robert la fel, doar că într-o cantitate un pic mai mare. Acest baton de cereale, tot de la Lidl, e foarte ok pe calorii, are 93 de calorii batonul ăsta. Dar e no sugar. Și am uitat să vă spun că pe masa care am mâncat am avut 400 și un pic de calorii. 400 și ceva, tot așa. Acum mergem mergem până la medic, trebuie să am programare să-mi citească analizele. Mi-am făcut luni analizele și acum am mers să-mi le citească, să văd. Oricum, deja le-am văzut pe aplicații, că în Belgia, când îți faci analize sau orice fel de teste și așa, ai aplicații, când sunt gata analizele, le primești deja pe aplicații și m-am uitat eu, am văzut ceva acolo cu roșu, dar să văd ce o să-mi zic doctorul. Ține pielea acolo cu tine. Am terminat și la doctor, analizele mele sunt foarte bune, doar o mică alergie mi-a ieșit, dar în rest fierul zis că nu-i prea mare, dar nu-i, adică e în parametri, doar că nu-i prea ridicat, dar auzi că e ok. Și în rest cam atâta, totul bine, auzi că e colesterolul foarte bun și toate cele bune. S-a mirat foarte tare doctorița că am colesterol așa bun și mi-a zis că majoritatea românilor au colesterolul foarte ridicat. M-a întrebat de ce e chestia asta, de ce, care-i faza. Nu știu, mănâncă nesănătos, habar n-am. Adică așa am spus, mănâncă nesănătos, probabil prăjit și dulciuri. Și m-au felicitat că i-am zis că încerc să țin un stil de viață cât de cât sănătos. Da, și cam atât. Și m-au întrebat dacă plănuim încă un copilaș. Aia zis că mă gândesc. Hai.
A venit perioada din an când harbuzul are gust sau pepenele sau cum îi spuneți. Am fost la Lidl, am luat niște cumpărături și am fost Robert acum la magazinul românesc și am luat niște fructe de la Carpul, niște căpșuni, niște cireșe. Vedem dacă au gust. Au gust, am gustat, am fost foarte bun. Da? Uh-huh. Și ca, da, încă niște nectarine. Și la cină o să avem, o să fac Robert niște paste cu buletele astea vegane și cu sos roșu. Am înțeles că se ocupă el de cină, nu? Da. Da, eu mă duc să-i fac baie lui Ilse și Robert s-a apucat de paste. De ce râzi? Și pui și pepeni? Să mâncăm acum? După, da. Nu, dar de să gustă. Mamă, tu știi cum m-a părit când mi l-a tăiat domnul? Domnul. Doșu. Mama mia. Mem, parcă e mai autentic, nu? Vai, ce bun e. Îl pun aici. Da, dar trebuie să stai neapărat, mâncăm în seara asta. Iar nu trebuie să mă dau spate. Ilse, mami, hai la baie. Auzi, la baie. I-am făcut baie. E botoasă. Asta sunt un pic udă, cum m-a strobit. A fost foarte cu mincioară. Și acum aștept să mâncăm și după o să o pun la sombia. Robert e acolo pe preparat. Ce ochi albaștri ai față de mine, vezi? Deja e morocănoasă. Dar vreau să vă arăt cum îi arat părul după baie, pieptănat. Wow, cât de bine arată. Și un pic de parmezan. Asta e ultima masă pe astăzi, paste cu bulete de alea vegane și un pic de parmezan și cu sos roșu. Și cu Ilse. Cam 480 de calorii am aici și mi-au mai rămas total, pe astăzi mai am cam 160 de calorii. Nu știu dacă o să mai mănânc ceva, probabil o să mai gust. Da, pepene. Ceva pepene, da. Și cam atât pe azi de mâncat. Bă. Nimica nu spune, e somnoroasă de acum. Serios, uite la tine, nu vezi că e. Da, noi am mâncat și ce mă enervează mă de tot mișcă asta. Mai stăm puțin, mai mâncăm, vrem să mâncăm un pic de pepene și după aia merg să o culc pe Ilse. Vreau să vă amintesc să vă abonați dacă v-a plăcut.
Voiam să vă spun dacă vreți să-mi puneți, să-mi scrieți în comentarii ce fel de vloguri ați vrea să vedeți, care vă plac mai mult și ca să știu și eu așa cam, adică m-ar ajuta să știu ce, care vloguri vă plac mai mult și ce ați vrea să vedeți mai mult pe canalul ăsta. Și ne vedem în filmulețul următor. Pici, noapte bună!